Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Din toată inima noastră ne bucurăm pentru că Dumnezeu a îngăduit o seară ca și aceasta, când în casa lui Dumnezeu, în prezența Duhului lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să ne putem cerceta, interioriza, avea un moment de reflecție pentru sufletul nostru, pentru mersul nostru, pentru viața noastră duhovnicească. Încep cu un cuvânt al fratelui Traian Dorz și aș dori ca acesta să rămână esența mesajului pe care am dorit să-l transmitem. Până la cea din urmă clipă a graiului meu, spunea fratele Traian, vorbit și scris, doresc să strig tuturor celor prezenți și viitori din această lucrare sfântă, priviți spre Evanghelia începutului ei. Priviți adânc și priviți cutremurați de ce slăvită și curată calitate era Evanghelia care am primit-o noi, ce puternică era credința, ce sfântă era viața acelora care ne-au vestit nouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți apoi ce sublim a fost felul și sfârșitul felului lor de viețuire. Mai târziu, după mulți ani și după multe necazuri și izbeliști, ceea ce va fi mai dureros ca toate pierderile de la oaste, nu va fi nici pierderea bunurilor materiale, nici pierderea de vieți și prilejuri, cât pierderea din vedere a celei slăvite și curate calități de vestire și de trăire a luminoasei Evangheliei de la început. Înțelepciunea în găsirea formelor și cuvintelor inspirate de Duhul lui Dumnezeu, dădea acestei Evanghelii lumina cerească prin care erau aduși cu miile la soarele Hristos și la lumina lui minunată. Puterea dragostei și puterea sfințeniei, izvorâte din totala predare și trăire în Hristos, acelui și acelor ce dădeau și duceau solia acestei Evanghelii era taina biruinței pe care le avea Evanghelia și mărturisirea lor. Dăruirea părintelui Iosif în slujba Domnului era totală. Curăția sfințeniei vieții lui era totală. Viața lui de rugăciune și părtășia lui cu Domnul Iisus erau atât de înalte încât au inspirat tuturor celor ce am trăit lângă el un respect sfânt. Acestea ne-au dat nu numai explicația minunilor care se făceau prin el, dar și nivelul până la care era dator să ajungă sau să năzuiască neîncetat oricine va vrea să poarte mai departe solia unei astfel de evanghelii în lucrarea oastei Domnului până la venirea Lui. Fraților, ce să mai adăugăm, ce să mai completăm, ce să mai spunem în fața acestor cuvinte? Puterea dragostei și sfințenia vieții erau taina și erau secretul părintelui Iosif, a Evangheliei luminoase vestite la început. O să citesc câteva versete și în scurte cuvinte aș dori să închei. Sfântul evanghelist Ioan, apostolul iubirii, în prima sa epistolă spune așa. Versetul 14, capitolul 2. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea,
nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, acela rămâne în veac. Fraților, este în versetul acesta un mare paradox și o mare taină. Sfântul Ioan scrie tinerilor și are un mesaj specific vârstei acesteia pe care o trăim noi astăzi și este o adunare de tineret. Și spune în versetul 14, fix la început, vă scriu fiindcă ați biruit pe cel rău. Îi laudă, le ridică moralul, dar apoi vine cu un mare avertisment. Dacă au biruit pe cel rău, de ce continuă în tonul acesta? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Fraților și surorilor, suntem în oastea Domnului, suntem la 100 de ani de când această frumoasă mișcare a fost inițiată în biserica și în poporul nostru. Și eu cred din toată inima că dacă Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, ar veni astăzi în mijlocul nostru, în biserica aceasta din marginea, aceleași cuvinte ne-ar spune. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine este prieten cu lumea, spunea Sfântul Iacob, este vrăjmaș cu Dumnezeu. Și ce înseamnă lumea? Parcă versetul acesta din 1 Ioan e în contradicție cu ceea ce cu versetul de aur al Sfintelor Scripturi, când Mântuitorul Iisus Hristos este versetul din Ioan capitolul 3 cu versetul 16, căci atât de mult, spunea tot evanghelistul iubirii, a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fraților, noi suntem în oastea Domnului și oastea Domnului nu este o lucrare antisocială, izolată. Trăim în lume. Noi nu urâm oamenii. Noi urâm păcatul din om și dintre oameni. Cuvântul lume, care apare de 6 ori în aceste scurte versete pe care le-am citit din prima epistolă, înseamnă tot sistemul, toată gândirea, toată filozofia acestei lumi. Mai este nevoie de un astfel de mesaj în biserica și în adunarea lui Dumnezeu? Cu siguranță că da. Cuvântul lui Dumnezeu e viu. Spunea părintele Vasile Tofană, profesor de Nou Testament la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, o statistică îngrijorătoare, înfiorătoare, pe cât de reală, pe atât de tristă. În România creștină, din păcate, la biserică vin 8% dintre creștini. Fraților, nu o spun eu, sunt un nimeni, un nimic. Suntem campioni la consumul de alcool, la jocurile de noroc, la vulgaritate. Ne-am avortat în 30 de ani peste 15 milioane de copii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. De ce există un astfel de mesaj pe paginile Sfintelor Scripturi? Fraților, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne cercetăm într-o zi ca și aceasta. Vedeți, fiecare dintre noi avem un telefon și am pe el o aplicație care îmi spune exact ce am făcut cu telefonul. Și știți ce trist sunt când seara telefonul acesta mă anunță că am stat
10% din timpul petrecut cu El. Pe YouTube, pe Facebook, la știri și doar 1% am citit Sfânta Scriptură. Doar 2% am citit din poeziile fratelui Traian. Doar 1% am citit o carte sfântă, o meditație sfântă, un îndemn potrivit și mângâietor pentru sufletul meu. Suntem în după-meaza aceasta, în Biserica lui Dumnezeu, ca să ne întrebăm fiecare, la modul cel mai real, Doamne, cât iubesc eu lumea, cât de multă lume și lucrurile din lume este în inima mea, nu în alții, nu în vecinul meu, nu în aproapele meu, nu în mine și în familia mea. Fără să judec, fără să fiu părtinitor, ci în dreptul meu, în pătrățica mea, în inima mea, să caut să izgonesc ce? Păcatul. Părintele Iosif are acea frumoasă ilustrată în ce este oastea Domnului. Este harta României și în mijlocul ei este desenat un bolovan mare pe care scrie păcatul. Cu toate formele lui, tot ce înseamnă ispită, tot ce înseamnă provocare, tot ce înseamnă lipsa lui Dumnezeu din viața unui creștin, din viața unui ostaș, aceea este păcat. Și spunea Părintele Iosif, haideți fiecare să punem umărul, să ne dăm toate silințele, să scoatem bolovanul acesta mare, care este păcatul. De unde? Din țara noastră, din inima noastră, din familia noastră, din comunitatea noastră. Numai în felul acesta, oastea Domnului și-a împlinit scopul și și-a atins menirea. Fraților, de ce era atât de frumoasă, avea atât de mult impact Evanghelia propovăduită de Părintele Iosif la început? Citim pe paginile istoriei unei jertfe, o femeie din Bucovina își închide barul, birtul, crâșma și o transformă în casă de adunare. Acolo unde se auzeau cele mai urâte cuvinte, înjurături, glume, râsete, provocări, tentații, totul se închide și acolo se aude Cuvântul lui Dumnezeu, foi religioase, gazete sfinte, calendare înălțătoare, Biblia Cuvântului Dumnezeu, părtășia frățească, rugăciunea. Prima nuntă, fără alcool, fără dans, fără dezmăț, fără beție, în oastea Domnului, tot aici în Bucovina. Ce suflete, ce transformări, ce taine, ce hotărâri au fost luate. De ce? Pentru că Părintele Iosif a spus păcatului pe nume. Nu l-a cruțat, nu l-a voalat, nu l-a îmbrăcat. În fiecare dintre noi, spunea Pascal, există un gol de forma lui Dumnezeu. Fraților, în fiecare dintre noi există un gol de forma lui Dumnezeu. Contează cu ce îl umplem. Îl umplem cu fapte bune, îl umplem cu cuvântul lui Dumnezeu, îl umplem cu rugăciune, cu părtășie, cu mersul la biserică, cu venitul la adunare, vom avea rod în viața noastră. Îl umplem cu păcate, cu tentații, cu ispite, cu provocări, cu înjurături, cu glume, cu alcool. Aceia suntem. Vedeți, suntem tineri, este o perioadă de sesiune și spunea cineva atât de frumos o comparație. Dacă la sfârșitul a 4 sau 5 ani de facultate, de învățat, de sudoare, de muncă, primim o diplomă și ne-i dragă și muncim pentru ea și transpirăm și învățăm și pierdem nopțile, Mântuitorul Iisus Hristos dă și El o diplomă, dă și El o cunună, dar o dă la sfârșitul vieții tuturor acelora ce sunt statornici, care și-au mântuirea în serios, care o duc cu frică și cu cutremur până la capăt. Nu iubiți lumea,
nici lucrurile din lume. Doamne, dar noi trăim aici, noi mergem la facultate, noi trăim, mergem la magazin, mergem pe stradă, mergem să ne cumpărăm o mașină, ne întemeiem familii, ce greu este. Am văzut mai demult și mă apropii de încheiere, cum se lansează la apă un vapor. Fraților, este o priveliște extraordinară. Când un vapor, după ce este construit, terminat, este împins și lăsat pe niște șine ușor la apă. Și spunea cineva, creștinul autentic, ostașul este ca vaporul. El merge prin apă, dar apa nu pătrunde în el. Fraților, noi trăim în lume. Noi nu suntem antisociali. Dar lumea să nu trăiască în noi. Lumea să nu ne atingă, lumea să nu ne influențeze. Și lumea să nu ne murdărească. Închei cu un cuvânt al fratelui Traian Dorz. Omul lui Dumnezeu n-a scris nimeni, fraților, îndrăznesc să spun, poezii și cuvinte și cugetări mai frumoase în limba română ca fratele Traian Dorz. Și are el un text în cartea Întâi Să Fim și spune, dovada recunoștinței noastre față de oamenii mari lui Dumnezeu nu sunt laudele și florile noastre, deși sunt și acestea. Și nu numai recunoștința și lacrimile noastre, deși sunt și acestea, ci adevărata dovadă este trăirea noastră după exemplul lor. Trăirea noastră după exemplul lor cuprinde în primul rând curajul de a le mărturisi urmele și faptele în slujba adevărului sfânt pe care l-au slujit și l-au înălțat ei. Amin. Slăviți să fie Domnul.